Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Vă salutăm de aici, din studioul Prodocios Media și vă mulțumim că ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. În seara aceasta va fi o emisiune mai deosebită, o ediție specială în care am onoarea de a fi împreună cu trei frați deosebiți, trei slujitori în câmpul Evangheliei și dați-mi voie să vi-i prezint pe rând, așa că înainte de toate, să spunem așa, așa cum îi văd eu pe ecran, aș vrea să-l prezint pe fratele Gelu Dumitrașcu, este păstor la Biserica Speranța, Biserica Baptistă Speranța din Reșița, apoi în dreapta mea fratele Teofil Mihoc, păstor la Biserica Creștină Baptistă din Jibou și bineînțeles lângă mine sus este fratele Mihai Micula, păstor la Biserica Creștină Baptistă Betel din Satul Mare. Stimați frați, bine ați venit! Bine v-am găsit și Dumnezeu să vă binecuvinteze! Da, nu știu dacă așezarea așa în ecran este exact cum o văd și telespectatorii, dar stimați frați, stimați slujitori, vreau să vă dau posibilitatea să vă prezentați puțin mai în detaliu fiecare și în mod special aș vrea doar să completez faptul că fratele Gelu Dumitrașcu este vicepreședinte în Comunitatea Baptistă de Caraș, fratele Teofil Mihoc este președinte Comunității Baptiste de Cluj și bineînțeles fratele Mihai Micula este președinte Comunității Baptiste de Oradea. Așa că, pe rând, începând de la fratele Mihai Micula, pe care l-am prezentat ultimul, vreau să spun câteva lucruri despre vechimea în slujire, în primul rând, și apoi, pe lângă lucrarea aceasta de pastorație, câteva lucruri despre alte lucrări pe care le mai face. Știu că aveți lucrări în educație, predați unii dintre dumneavoastră, aveți lucrări sociale cu copiii, cu bătrânii, deci câteva cuvinte așa, câteva detalii, astfel că telespectatorii să vă cunoască mai bine. Vă rog, frate Mihai. Da. Deci mă numesc Mihai Micula, am împlinit luna aceasta 56 de ani, sunt căsătorit de 34 de ani și Dumnezeu a binecuvântat familia noastră cu trei copii. Mihai Emanuel, care este și colegul meu, este în lucrare și două fete gemene, Iulia și Damaris. Sunt păstor de 31 de ani și păstorez Biserica Baptistă Betel din Satul Mare de 28 de ani. Am fost implicat în perioada aceasta și în plantări de biserică, am plantat cu ajutorul Dumnezeu 4 biserici și de asemenea și în revitalizarea a două biserici, una care ajunsese la 2 membri și una care ajunsese, mi se pare, la 3 membri. De asemenea, sunt implicat în împreună cu soția, într-un proiect numit Casa Speranței, unde avem 24 de copii, copii orfani. Atât avem acum, dar de-a lungul anilor a fost 31 de copii, copii orfani, copii abandonați unii dintre ei sau copii la care le-au murit părinții. Un proiect deosebit, am mai făcut o emisiune, frate Cătălin, pe tema aceasta, de asta nu o să insist prea mult aici, da? Și eu predau și în învățământ din 1997 la un liceu și la un gimnaziu aici în Satul Mare de, cred că, mai bine de 20 de ani. Slavă Domnului! Fiți binecuvântat pentru tot ceea ce faceți. Fratele Mihoc, vă rog. Numele meu întreg este Mihoc Ioan Teofil, am aproape 49 de ani. O parte din viață am petrecut-o în Arad, de 25 de ani, peste 25 de ani am mutat în Jibou. De fapt, am fost ales pastorul Bisericii Baptiste din Jibou de 27 de ani. O perioadă am făcut naveta la seminar, apoi m-am mutat cu soția în urmă căsătoriei, ne-am mutat în Jibou. Dumnezeu ne-a mutat cu doi copii, Daniela și Emanuel. Și am fost implicat împreună cu Biserica din Jibou în plantare de noi biserici în zona județului Sălaj. Pentru o perioadă de timp am fost și în Oltenia, în zona Târgu Jiu. De asemenea, mulțumim lui Dumnezeu că ne-a dat și posibilitatea să revitalizăm unele biserici care erau pe moarte, Biserica din Rakeș, când noi am preluat-o de slujire, avea 5 membri și în momentul în care am predat-o, pastor avea deja peste 30 de membri.
Pe lângă lucrarea de pastorală, de relație cu oamenii, biserica, am construit și clădiri de biserici în toate bisericile nou plantate din zona noastră și de asemenea sunt profesor de religie în școlile publice din zona Jibou și orașul Jibou și satele din prejur. Am deschis ore de religie în școlile publice, unele dintre ele sunt preluate astăzi de colegii păstori care avem în zona noastră. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ne-a dăruit. Suntem implicați și în lucrare socială, sigur, de ajutorare a bătrânilor, a săracilor și în special până în pandemie am avut un program de after school în care am învățat copiii să citească, să scrie. Probabil că urmează să-l reluăm. Programul, un program deosebit cu rezultate foarte bune. Mulți copii au învățat să scrie, să citească, să se dezvolte din punct de vedere intelectual. Slavă Domnului! Fiți binecuvântați și dumneavoastră! Fratele Dumitrașco, vă rog! Frate Cătălin, mă bucur că suntem împreună în contextul acesta. Mă numesc Gelu Dumitrașcu, am 49 de ani și de 29 de ani sunt căsătorit cu Gabriela, cu soția mea. În ultimii 21 de ani slujim în Biserica Speranța din Reșița. Noi suntem născuți în Reșița, ne-am căsătorit în Reșița, am primit pe Domnul în Reșița și aici ne-a chemat Domnul la lucrare. De 21 de ani slujim în Biserica Speranța, o biserică plantată într-un cartier construit în vremea comunismului, în care nu exista până în 1990 niciun fel de biserică, nici măcar una istorică, tradițională. De atunci slujim în cartierul acesta. În cei 21 de ani, primii 11, am fost practic păstor de tineret al bisericii. N-am avut, din punct de vedere legal, slujba aceasta, dar practic am păstorit lucrarea de tineret și tinerii Bisericii Speranța. M-am implicat în tot ceea ce înseamnă viața și activitatea tinerilor, lucrarea aceasta cu ei, începând de la consiliere, studii biblice, părtășie, întâlniri de tineret, în taberele organizate într-un fel sau în celălalt, în comunitate sau numai cu tinerii noștri. A fost lucrarea pe care am iubit-o și o iubesc în continuare. Iubesc pe tinerii cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat și inima mea, o parte din inima mea încă este în lucrarea aceea. În toată această perioadă am simțit chemarea lui Dumnezeu. Ea este irezistibilă, până la urmă n-am mai rezistat. Nu mi-a fost ușor să fac lucrul acesta. Din punct de vedere financiar aveam un job foarte bun, eram într-o echipă de management a unei companii din Reșița, veniturile erau foarte bune, lucram acolo împreună cu soția mea, dar chemarea a fost irezistibilă. Și la un moment dat am renunțat, ne-am retras din firmă, m-am dus la școală, la Universitatea Emanuel din Oradea, am făcut cei 4 ani de pregătire pentru pastorală. Și când am terminat anii aceștia, Dumnezeu mi-a făcut harul ca frații să mă aleagă păstor a Bisericii Speranța, bisericii în care am slujit și până acum. Așa cum spuneam, în mod special pe inima mea lucrarea aceasta cu tinerii și de asemenea cu copiii, pentru că în paralel am fost și învățător de copii, am fost implicat în lucrarea aceasta a învățătorilor de copii la nivel de comunitate, la nivel național. Am organizat tabere, concursuri biblice și conferințe pentru învățătorii de copii. Asta până în momentul în care am intrat full-time în lucrarea pastorală și atunci am fost nevoit doar să manageriez cumva mai pe departe lucrarea aceasta care îmi este atât de dragă. Slavă Domnului! Mă bucur să am această discuție cu dumneavoastră, cu toți trei în această seară. În primul rând că sunteți oameni cu experiență pe calea credinței, oameni maturi, oameni care l-au cunoscut pe Domnul cu mulți ani în urmă, ați văzut tot ce s-a întâmplat așa în ultima vreme, dar de asemenea cu o vastă experiență în slujire. Diverse slujiri și slavă Domnului pentru chemarea pe care Dumnezeu a făcut-o și pentru tot ce v-a dat până în momentul de față, astfel încât să puteți duce slujirea aceasta la capăt. Dragilor, stimați frați, vreau să continuăm discuția plecând de la
premiza că fiecare dintre dumneavoastră cunoașteți foarte bine situația actuală a ceea ce se întâmplă atât în lumea evanghelică din România și în special în bisericile baptiste, mai ales din poziția ca și candidați a ceea ce înseamnă viitoare conducere a cultului creștin baptist din România. Spun lucrul acesta pentru că din experiența dumneavoastră, din interacțiunea atât pe plan intern cu credincioșii pe care îi păstoriți și din alte comunități, în discuțiile cu colegii, ceea ce vedeți că s-a întâmplat în ultimii ani, ați crescut unii dumneavoastră în biserică, în familie dumneavoastră ați interacționat cu foarte mulți credincioși. Plecând de la toată această premisă, de la acest context, vreau să ne uităm așa și să facem o analiză cât putem noi, o părere, dacă poate analiză e prea mult, asupra stării actuale, așa cum o vedeți dumneavoastră. S-au întâmplat foarte multe lucruri și se întâmplă în continuare. Am trecut împreună printr-o pandemie, am trecut împreună printr-o criză, da, economică. Suntem în continuare în altă criză. Am trecut trecem împreună printr-o criză umanitară, deci suntem la granițe cu un conflict armat. Deci, practic, comunitatea evanghelică și inclusiv bisericile baptiste au trecut printr-o transformare. Inclusiv copiii sunt altfel, noi parcă suntem altfel, parcă și cei mai trecuți de prima tinerețe, seniorii la fel, parcă sunt altfel. Nu mai e ceea ce noi am învățat sau nu mai e ceea ce știam și practic modul nostru de închinare, modul nostru de conviețuire, modul nostru de predicare, modul nostru de a face multe lucruri nu mai e așa cum știam noi acum 30 de ani sau poate chiar mai mult. Dar așa că discuția este o discuție liberă, așa că vă rog să începeți cum doriți, iar interveniți așa cum credeți de cuvință și puteți completa, adăuga. Și plecând de la situația actuală, de la ceea ce simțiți dumneavoastră că se întâmplă, nu știu, bine sau mai puțin bine, vreau să vedeți așa cum vedeți dumneavoastră prin ochii păstorului, a omului care stă cu toiagul în mână, la starea actuală și apoi, bineînțeles, ca să fie o logică și să le dăm și telespectatorilor, să spunem așa, puțină informație dinainte, nu discutăm doar ce vedem acum, vom discuta și câteva soluții, câteva propuneri, lucruri pe care le putem face cu ajutorul lui Dumnezeu, bineînțeles. Deci, practic, ne uităm la prezent și apoi vedem ce putem face astfel cât să îmbunătățim, să progresăm, să propășim pe calea Evangheliei. Așa că, vă rog, cine are îndrăzneală, vă rog, sunteți liberi. Frate Mihai, mă uit la dumneavoastră, frate Micula, probabil sunteți cel mai, să spunem așa, experimentat despre noi, ca să vă respect vârsta, nu zic altfel, da? Vă rog, dacă puteți să începeți dumneavoastră. Nu cred că e problemă de experiență și colegii mei au experiență. Frate Cătălin, eu aș porni așa dintr-o abordare pozitivă, cel puțin în zona în care lucrez eu. În 95, când Dumnezeu ne-a chemat în Satu Mare, înainte am slujit pe Valea Crișului în câteva biserici, în județul Satu Mare era un singur păstor și 12 biserici baptiste. Astăzi suntem, cred că în jur de 29, poate chiar 30 de biserici, suntem 14 păstori. Ne-am bucurat de-a lungul anilor de o progresie, de binecuvântarea lui Dumnezeu. Împreună cu colegii păstori din județul Satu Mare am avut plan de plantare de biserici și de asemenea de dezvoltarea lucrărilor în bisericile în care păstoream. Dar au fost câțiva factori într-adevăr care au schimbat această realitate și deși în unele biserici continuă lucrarea să progreseze, nu mai este în ritmul care a fost sau într-unele poate nu mai este cum a fost înainte. Factorii sunt multipli. Poate unul dintre ele, înainte de a ne gândi la pandemia care a fost, este exodul de membri, mai ales după ce România a intrat în Uniunea Europeană. Doar din biserica noastră au plecat peste 100 de membri. 100 de membri în diferite țări din diaspora europeană și nu numai.
Probabil un alt factor este materialismul. În societate, oamenii la început veneau, erau mai deschiși pentru Evanghelie, acum sufletul lor nu mai este o prioritate, nu mai este o dorință lor de a căuta pe Dumnezeu. Sunt mulți alți factori. Probabil a venit și pandemia care ne-a izolat și am încercat metode de slujire online, am învățat să ne rugăm online, să cântăm online, să predicăm online și revenirea înapoi în casa lui Dumnezeu, în acea părtășie cum a fost înainte, nu a fost un proces deloc ușor. Apoi au venit și situația internațională. Cel puțin noi în zona aceasta, aproape de Ucraina, avem granițe cu Ucraina, necazul de acolo. Au fost probabil mulți alți factori care au influențat într-un fel sau altul lucrarea Dumnezeu din biserici care suntem. Dar vreau să vă spun și o spun cu bucurie. Sunt de 28 de ani păstor în Biserica Baptistă Betel din Satu Mare, dar cred că este cea mai bună perioadă din toată această perioadă, de când sunt păstor în biserică. Mulțumim lui Dumnezeu pentru prezența lui, mulțumim lui Dumnezeu pentru fluxul de oameni care vin la biserică, duminică de duminică. În primul rând, îi datorez și datorăm lui Dumnezeu această realitate, îi mulțumim pentru asta, dar de asemenea și colegului meu care de 4 ani de zile slujește împreună cu mine. Și aș preciza și eu aici. Eu am terminat Universitatea Emanuel din Oradea, Mihai a terminat Institutul din București, dar colaborăm bine și avem o singură dorință să lucrăm împreună la zidirea bisericii și la expansiunea Împărăției lui Dumnezeu. Cam asta e ce aș putea spune, în special din zona în care lucrez. Slavă Domnului! Slavă Domnului! Aveți vizibilitate, Dumnezeu v-a trimis în multe locuri, aveți experiența asta a diversității, să spunem, geografice. Sunteți ardelean, dar Dumnezeu v-a trimis prin multe alte biserici și știți exact ce se întâmplă. E încurajator ceea ce spuneți. Haideți să mergem puțin spre fratele Mihoc și apoi fratele Dumitraș, că mergem către Dunăre mai puțin mai încolo. Aș putea să spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru experiențele deosebit de pozitive de care ne-a făcut parte și nouă. Dacă fratele Mihai vorbea despre un județ întreg, eu aș putea vorbi doar de o parte a județului Sălaj, unde este așezat orașul Jibou. Dumnezeu ne-a binecuvântat în timpul acesta. Dacă în urmă cu 27 de ani păstoream în cercul pastoral al bisericii din Jibou 6 biserici, acum sunt 18 biserici. Dacă atunci eram singurul păstor în zona asta, acum suntem 5 păstori. Și acum, sigur, când privim la frământări care ar trebui să nască pentru fiecare dintre noi o oportunitate. În sate, acest tranzit a membrilor, unii pleacă în veșnicie, alții se mută spre oraș sau spre orașele mai mari. De la Jibou, un orășel destul de mic, sunt peste 250 de tineri care au plecat dintr-o biserică spre Cluj, spre orașele mari, spre alte țări, la muncă. Privești la frământările acestea sociale și vezi în ele o oportunitate. Noi am văzut o oportunitate să ne rugăm mai mult pentru familii, pentru tineri, pentru copii, să ne formăm o strategie care să prindă cumva generațiile care le avem stabile în oraș. Noi avem chiar aproape de orașul nostru, la 3 km, avem un teren cumpărat de biserică pe care organizăm anual câteva zile de tabără pentru copii, toți copiii din zona asta. Până în pandemie aveam 500 de copii pe zi, în perioada pandemiei au fost poate 100, deja după pandemie, anul trecut am avut 300 de copii. Din toată zona aceasta, din toate bisericile noastre ne adunăm și în felul acesta încercăm o educație, încercăm să prezentăm Evanghelia, oamenii să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos. E adevărat, poate aș evidenția în mod general o
redirecționarea valorilor. Oamenii au început să alerge mai mult pentru bani, pentru a avea, pentru a-și dezvolta afacerile lor, decât pentru viața spirituală. Dar chemarea la post și la rugăciune, vedeți, când vezi o situație de genul ăsta, poate să reprezinte o provocare bună pentru biserică. Pentru noi a reprezentat o provocare deosebită. Sunt zeci de ani de când chemăm biserica undeva din anul 2003 la post și rugăciune, la perioade îndelungate de 40-50 de zile de post și rugăciune, la duminici speciale de rugăciune în care să încercăm pe membrii bisericii să-i legăm mai mult de Cuvântul lui Dumnezeu, de valorile Sfintelor Scripturi și apoi să îi ajutăm pe oameni să facă și evangelizare. Poate asta este o altă provocare. Privind la vremurile pe care noi le parcurgem acum, multe biserici se mulțumesc să aibă o săptămână de evangelizare, să aibă un weekend de evangelizare, să aibă câteva duminici de evangelizare. Ceea ce am observat noi este că evangelizarea personală are un impact deosebit. Prin evangelizarea personală și echiparea membrilor din biserică să fie interesați de mântuirea semenilor și să facă evangelizare personală, îi mulțumim lui Dumnezeu că biserica din Jibou, în ciuda tuturor factorilor prezentați până acum, Dumnezeu ne-a binecuvântat, am crescut din punct de vedere spiritual și din punct de vedere numeric. Dacă în urmă cu 27 de ani eram sub 200 de membri, acum suntem foarte aproape de 300 de membri, 294. Așa că fiecare provocare, fiecare moment, etapă istorică pe care o parcurgem, da, nu este ușor. Poate părinții noștri, bunicii noștri, din anumite puncte de vedere, au dus-o mult mai greu decât o ducem noi astăzi. La rândul nostru, noi astăzi avem alte provocări, dar fiecare provocare poate să reprezinte o oportunitate. Și dacă cei care sunt implicați în lucrarea bisericii sunt atenți la șoapta Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, eu cred că fiecare dintre noi găsim soluții pentru a depăși greutățile, poverile, încercările pe care generația noastră le parcurge. Slavă Domnului! Mă bucur să aud vești bune și Domnul să fie binecuvântat pentru tot ce se întâmplă acolo. Mare har ca lucrarea lui să prăpășească în zona pe care o păstră. Fratele Dumitrașcu, vă rog! La noi mai la sud lucrurile sunt un pic diferite. Noi suntem din Cara Severin și noul recensământ din 2021 ne-a spus că județul nostru a pierdut 16% din populația ce o avea în urmă cu 10 ani. Bisericile și ele suferă din cauza acestei depopulări și vă mărturisesc, în multe locuri unde merg prin județ, prin comunitatea noastră, frații îmi vorbesc cu nostalgie despre vremurile de demult. Majoritatea bisericilor sunt înființate în urmă cu 100 de ani, cu 90 de ani, de atunci credința baptistă este pe meleagurile acestea, când satele erau înfloritoare, când era orchestră și fanfară în fiecare biserică, clădirile au fost construite pe măsura bisericii, însă în ultimele decenii lucrurile s-au schimbat. Și cum spuneam, mă duc la sate și frații cu nostalgie îmi vorbesc despre vremurile cele bune. Vremurile în care ei erau în fanfară sau în orchestră, vremurile în care se botezau o mulțime de tineri, o mulțime de familii. Și acum vă mărturisesc, îi întreb pe frați, dar satul, cât era satul în vremea aceea? Câți oameni erau în comunitate în vremea aceea? Și vă dau doar exemplu bisericii de sat pe care o păstoresc, Biserica Emanuel din Valea Pai. Satul are acum 300 de persoane, iar biserica 40 de membri. Procentul este unul extraordinar. Dar frații tot trăiesc cu nostalgia momentului în care fanfara avea 70 de membri, în care biserica număra 180 de membri. Se uită la vremurile noastre și sunt descurajați. Ei bine, când privim într-un mod realist situația în care suntem, din punct de vedere demografic, având în vedere migrația dintr-un județ sărac al nostru și privind la ceea ce se face în funcție de numărul populației din județ, dacă suntem realiști, trebuie să fim și mulțumitori lui Dumnezeu pentru asta. Pentru că avem într-un județ cu o populație mică 180 de biserici baptiste.
Unele dintre ele sunt cu personalitate juridică, altele adevărat sunt doar filiale. În județul nostru avem 9.000 de membri în aceste 180 de biserici. Deci, privind la proporția credincioșilor baptiști din județul Caraș-Severin, dacă suntem realiști, trebuie să fim mulțumitori și recunoscători lui Dumnezeu. Mai ales că biserica noastră, biserica care se implică în zona aceasta a Carașului, noi sprijinim lucrarea în 13 biserici din jurul Reșiței și de asemenea prin doi misionari pe care îi trimitem în fiecare lună, într-o altă săptămână, care merg împreună cu echipe în Oltenia, sprijinim și acolo 15 biserici din Oltenia și vedem diferența. Vedem diferența între lucrarea care e în Banat și lucrarea care e în Oltenia. Înțelegem că la nivelul țării sunt diferite aspecte ce țin de lucrarea lui Dumnezeu. Într-un fel trebuie lucrat în Oltenia și slujit în Oltenia. Într-un fel trebuie făcută lucrarea în Caraș-Severin și cu siguranță. În alt fel trebuie făcută lucrarea în Jibou sau la Satu Mare. În ceea ce privește lucrurile pe care le-ați punctat dumneavoastră, faptul că ne confruntăm cu un rând, un șir de crize în ultimii ani. Aceasta este o realitate pe care o resimțim la nivelul bisericilor. După criza aceea sanitară, șocantă pentru mulți dintre noi, ne așteptam poate la o revenire a fraților. După o criză, după ce câteva luni am fost guduiți de faptul că n-am avut voie să ne închinăm în casa lui Dumnezeu. Am văzut că lucrurile n-au fost așa cum speram noi să fie. Ci dimpotrivă, unii frați temători, alții realizând că nu e o cădere din har să ne urmărească doar pe internet, au revenit la biserică puțin mai greu. Am fost descurajați. Îmi amintesc că anul trecut, pe vremea aceasta, eram chiar în vizită la Jibou, în județul Sălaj, și acolo ne-a prins criza aceea extraordinară a combustibilului. Și frații erau disperați în biserică, ce să facem, să facem stocuri, să adunăm, că vine criza. Și după criza sanitară a venit o criză din aceasta economică, prețurile au explodat la o mulțime de produse și în același timp a venit criza de credință. Pentru că în modul în care ne raportăm la crizele prin care trecem, realizăm dacă într-adevăr suntem tari în credință sau dimpotrivă. În momentele grele, când se scutură temeliile, se vede ce face cel neprihănit, acela care este cu adevărat credincios. Și având în vedere ultima criză prin care trece, criza aceasta umanitară, părerea mea personală și experiența ultimelor ani îmi vorbește despre faptul că Dumnezeu poate schimba problemele în oportunități. Și am folosit aceste oportunități. Am ajuns prin intermediul internetului la oameni la care n-am fi crezut că vom ajunge vreodată sau că oamenii aceștia vor veni vreodată și vor asista la un serviciu divin. Având în vedere criza aceasta umanitară, am putut să ne implicăm în Ucraina și acum în Biserica Speranța avem câteva familii venite din Ucraina care sunt o binecuvântare pentru lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat pe toți. Oamenii s-au așezat aici, sunt în Reșița pentru o vreme, pentru o perioadă și putem să fim noi o binecuvântare pentru familiile acestea, dar în același timp ei sunt o binecuvântare pentru noi. Slavă Domnului! Excelent! Excelent! Mă bucur să aud vești bune din partea dumneavoastră. Aș vrea să mergem puțin mai departe, să ne uităm la... Aș putea spune ceva, frate Vasile. Vă rog! Vă rog, deci, vă rog, continuați! Probabil pe anumite zone și în anumite zone, într-adevăr, Dumnezeu binecuvintează lucrarea și lucrarea merge. Dar trebuie să recunoaștem că după ultimul recensământ la nivel național e o problemă. Este o problemă în mediul evanghelic și putem vorbi strict și de cultul baptist din România și în special spun eu datorită exodului de oameni care, așa cum spuneau și colegii mei, au mers pentru o slujbă mai bună, pentru venit mai mare în alte țări, mai ales cum spunea fratele Gelu, au fost fanfare și nu mai poate cânta fanfara. Țin minte că, de exemplu, nouă într-un an ne-au plecat 19 membri și au plecat toate învățătoarele de la grupele de copii. Ne-au plecat 6 dintre frații care slujeau la amvon și a fost o perioadă în care a trebuit să țin și timp de rugăciune.
Și cred că lucrul acesta a slăbit bisericile noastre. În special, exodul acesta a fost un factor determinant în multe biserici care au slăbit, tineri au plecat, frații în vârstă au rămas, pe unii Dumnezeu a chemat acasă, unii au înaintat în vârstă și nu mai au energia nici sănătatea de a duce lucrarea lui Dumnezeu mai departe și sunt și biserici care au nevoie de o revitalizare, au nevoie de evangelizare, au nevoie de o trezire spirituală. Așa este. Slavă Domnului. Aici câteva lucruri referitoare la bisericile de la sate în special. Nu păstorez numai biserica din Jibou, păstorez și biserici de la sate, care în perioada asta am văzut o descreștere a numărului de membri. De ce? Pentru că unele sate au fost izolate, n-au avut drumuri asfaltate decât poate în ultimii 5, 6, 10 ani maxim. Și atunci, fiind izolate, oamenii nu s-au mutat spre sat, ba dimpotrivă, din sat spre orășele. Și atunci numărul de credincioși de acolo a început să scadă. Și eu cred că în locuri de genul ăsta e nevoie să continuăm să facem evangelizare. E nevoie de un efort misionar, aș spune eu, din partea bisericilor mai mari. Vă spuneam că noi avem 5 păstori în zona noastră, dar pe majoritatea dintre ei îi ajutăm pentru că ei au 3 biserici fiecare dintre ei. Într-o duminică nu poți să predici decât într-o singură biserică duminică dimineață. Și atunci în celelalte două le trimitem noi, frați, lucrători, slujitori din biserica noastră. Sigur că sunt multe probleme, multe provocări, dar dacă le privim ca oportunități, cred că cu ajutorul lui Dumnezeu vom căuta și vom găsi și soluții. Slavă Domnului! Pornind de la această premiză a realității în care trăim, biserica este atacată din toate direcțiile și v-am spus câteva dintre ele. Suntem chemați în continuare de Dumnezeu să fim sare și lumină, să fim sămânța aceea care dă rod, care duce Evanghelia până la marginea Pământului. Dar biserica este și așa slăbită prin factorii despre care am discutat puțin mai devreme, fie prin exod, fie prin reducerea numărului, prin scăderea populației, natalității. Deci România are o problemă cu natalitatea. Deci sunt o grămadă de factori pe care îi vedem. Mai vin și aceste atacuri. Unele concertate direct dinspre Uniunea Europeană, altele sunt la nivel local și practic suntem nevoiți într-un fel sau altul să facem față, să răspundem. Și nu știu dacă biserica, și asta vreau să vorbim, dar noi credincioșii am fost antrenați să răspundem unor probleme de genul ideologiei, de gen, așa cum am spus, a educației sexuale, a distrugerii familiei. Cum vreau, vă rog, așa pe rând, să mă spuneți, cum vedeți dumneavoastră răspunsul bisericii sau cum putem face astfel că biserica să reziste totuși și să fie pregătită să reziste și acestor tipuri de atac? Atacurile asupra bisericii sunt inevitabile. Au fost dintotdeauna și vor fi până la sfârșitul vremurilor. Atacurile vor exista. Sunt o realitate cu care ne confruntăm noi, o realitate cu care s-au confruntat părinții noștri și, dacă Domnul nu vine, va fi o realitate cu care se vor confrunta generația de după noi. E adevărat că se schimbă modul în care suntem atacați de cel rău. Societatea în general, lumea păgână în mijlocul căreia trăim, a abandonat valorile pe care societatea europeană, de exemplu, a fost construită. E o realitate cu care ne confruntăm și vedem lucrul acesta. Mai grav este sau ar fi dacă biserica ar fi atacată din interior, dacă ar fi atacată de ideologii greșite, de compromisuri pe care unii oameni le fac. Și noi știm că există un atac și o presiune din interior, din interiorul bisericii venită, e adevărat, de pe alte continente, ca să fim de acord cu compromisuri, așa cum le vedem noi. Unul dintre ele ar fi ordinarea femeilor, o altă provocare pentru noi, venită de asemenea din Occident, este acceptarea ca membrii ai bisericilor, a persoanelor LGBTQ și așa mai departe. Deci sunt provocări foarte mari, pentru că societatea s-a schimbat, deși realitatea e că odată cu societatea ne-am schimbat și noi, pentru că și noi suntem parte a acestei societăți. Și din nefericire, există biserici care sunt gata de compromis.
Sunt biserici care îl văd pe Dumnezeu un Dumnezeu iubitor și un Dumnezeu gata de a se compromite, acceptând lucruri pe care până acum, în ultimii 20 de ani, 2000 de ani, în toată istoria bisericii, n-au fost acceptate. Provocările sunt noi și sunt mari. Pentru unele suntem pregătiți, pentru altele trebuie să ne pregătim. Noi întotdeauna ne-am rugat pentru o generație altfel de tineri. Ei bine, am primit această generație de altfel de tineri și trebuie să fim provocați, să fim pregătiți să facem față acestei provocări. Eu aș pune împreună un contrast, și anume a redefini sau a redescoperi. Trăim într-o generație în care oamenii încearcă să redefinească. Să redefinească ce înseamnă familia, să redefinească ce înseamnă succesul, să redefinească ce înseamnă identitatea de gen și am putea continua. Oportunitatea pe care noi o avem în astfel de vremuri este să redescoperim. Și cred că există o frumusețe aparte atunci când cu generația tânără, de exemplu, cu copiii, cu adolescenții, cu tinerii, cu familiile tinere, te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu și redescoperi valorile Cuvântului lui Dumnezeu. Menirea bisericii în vremea pe care noi o trăim nu este să redefinească, ci menirea bisericii este să redescopere cuvintele sau lucrurile, conceptele pe care Dumnezeu le-a așezat în Sfânta Scriptură. Și este o așa de mare bucurie să stai împreună cu tinerii și să discuți, dau un exemplu, să discuți cu ei exact frământările care sunt pe categoria lor pe segmentul lor de vârstă și să le redescopere din Cuvântul lui Dumnezeu frumusețea și adevărul care a dăinuit în ciuda atacurilor, pentru că această redefinire a lucrurilor, aceste atacuri, ele au o direcție nouă, dar scopul e același. Scopul este să distrugă într-un fel valoarea Cuvântului lui Dumnezeu, valorile bisericii. Numai să nu uităm că Domnul Iisus Hristos a spus: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui. E adevărat, trăim într-o presiune, dar cred că rolul nostru în generația în care trăim este să nu ne lăsăm purtați de presiunea generației, ci să aducem răspuns redescoperind valorile Cuvântului lui Dumnezeu pentru generația în care Dumnezeu ne-a așezat. Sunt bătălii, au fost bătălii și așa cum spunea și fratele Gelu, vor mai fi bătălii, dar când știm care e rolul nostru, să redescoperim cuvintele lui Dumnezeu, valorile lui Dumnezeu, o vom face și atunci când ajutăm și pe semenii noștri să facă același lucru, dintr-o dată oamenii devin puternic înrădăcinați în adevărul Cuvântului lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Excelent! Da, cred că atacurile sunt și din interior și din exterior. Așa cum spunea și colegii mei înainte, sunt unele lucruri în interior care în urmă cu 30 de ani, 40 de ani, nu se discutau în biserică. Problema divorțurilor și alte probleme care nu se negociau. Problema rugăciunii apostolului nu se negociau în biserică. Diavolul atacă toate lucrurile acestea foarte, foarte importante pentru viața bisericii. Dar într-adevăr este o vreme în care biserica este sub asediu. Se încearcă schimbarea unor principii, unor practici. Ce putem face în vremea aceasta? Să nu uităm că Dumnezeu este același și azi, cum a fost și ieri. Scriptura nu se schimbă. Scriptura este aceeași și astăzi, cum a fost și ieri. Și cred că răspunsurile, așa cum spunea fratele Teofil, sunt aceleași. Dacă rămânem în Scriptură, nu avem cum generația noastră să avem o altă poziție față de generația aceea care a fost înainte de noi. Cred că trebuie să fim generația care să ne asumăm și noi, să stăm în picioare, să ne asumăm adevărul lui Dumnezeu. Să o facem verbal, dar să o facem și practic. Și cred că trebuie să o facem începând din familie. Ar trebui să avem grijă la altarele familiei. Copiii noștri, tinerii, bisericii care sunt parte din familiile noastre,
să înveți acasă ce înseamnă voia lui Dumnezeu pentru un tânăr. Cum își poate ține un tânăr curată cărarea? Trăi în curăție. Ce înseamnă voia lui Dumnezeu în ce privește întemeierea familiei? Altarele familiei sunt determinante. De asemenea, cred că trebuie să ne asumăm adevărul Bibliei în biserici, să îl promovăm cu autoritatea Duhului Sfânt. Și apoi și în societate, când este nevoie, nu trebuie să ne fie rușine de ceea ce credem, de ceea ce trăim. Și cred că este vremea în care să fim oameni care stau în picioare pentru Dumnezeul pe care l-au și pentru adevărul lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Mă bucur că suntem în același gând, în același duh și eu am aceeași părere. Este momentul să facem ceva, să ne adaptăm, practic să nu ne temem de absolut orice să am. Fie că e din interior, fie că e din exterior, suntem chemați să luăm poziție, să ne întoarcem la origini, să ne întoarcem la cuvânt, să ne întoarcem la rugăciune, a zice eu post și rugăciune chiar, și împreună să ținem steagul sus, pentru că asta este creștinul, trebuie să fie sare și lumină și să-și practice credința nu numai în interiorul clădirii bisericii, ci și în afară. Așa că pornind de la situația pe care am deschis-o, practic am vorbit despre interior, despre problemele, despre provocările, despre ceea ce s-a întâmplat în interiorul nostru de-a lungul timpului. Interacțiunea aceasta cu lumea exterioară, cu societatea în care Dumnezeu ne-a așezat. Mai avem un lucru pe care vreau să discutăm împreună și... Cătălin, aș spune ceva. Vă rog. Tot aici, la... Lumea încearcă să influențeze biserica. Chemarea lui Dumnezeu pentru biserică este ca ea să influențeze lumea. Nu biserica are nevoie de lume, ci lumea are nevoie de biserică. Și cred din toată inima că promovând principiile Bibliei, facem un bine societății. Și cred că putem stabili standardele morale ale societății. Și nu în ultimul rând, putem să atragem binecuvântarea lui Dumnezeu peste națiune. Pentru că dacă ne uităm la una dintre condițiile pe care Dumnezeu le-a pus pentru poporul său, ca să dea binecuvântarea, și când citim în Cronici, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, se va abate de la căile lui rele, Dumnezeu promite că îl va binecuvânta, îl va ierta, va tămădui țara. Cred din toată inima că biserica poate influența societatea și trebuie să influențeze societatea și în final Dumnezeu poate binecuvânta societatea în care trăim noi și națiunea în care trăim noi. Așa este. Amin. Așa să ne ajute Domnul și să facem lucrul ăsta cu toată îndrăzneala și cu toată puterea. Mai avem ultima parte în care vreau să discutăm de câteva, să spunem, idei, propuneri, lucruri pe care credeți că am putea să le facem cu ajutorul lui Dumnezeu. Clar, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este Cel care închide și deschide, El este Cel care dă vremuri, El stăpânește lumea aceasta, universul. Dar Dumnezeu a ales ca să se folosească și de oameni, de noi, de dumneavoastră și de noi aici, așa cu puterea pe care ne-a dat-o și cu resursele pe care le avem la dispoziție. Așa că suntem chemați împreună și dumneavoastră în mod special să mergeți puțin mai departe, să puteți să faceți ceva care să aibă impact nu numai la nivel local, mai mult decât comunitatea de Oradea, mai mult decât județul Caraș, mai mult decât comunitatea de Cluj sau știu eu, zona Jibăului. Și asta este și prin chemarea pe care Dumnezeu v-a făcut-o să mergeți în conducere, să puteți influența, să puteți motiva, să puteți pune umărul astfel încât să-i motivați și pe alții, să-i ajutați prin exemplul dumneavoastră și slavă Domnului că există atâtea lucruri frumoase în slujirea dumneavoastră și mă bucur că le-am descoperit în seara asta împreună. Vreau să ne uităm puțin la ce se mai poate face. Clar, suntem oameni, suntem păcătoși, sunt multe lucruri pe care le putem face și mă gândesc așa, știți, sunteți păstori și cred că de multe ori v-ați lovit de așteptările
credincioșilor. De obicei credincioșii, și eu, dacă vreți, vă spun 1000 de așteptări pe care credincioșii le au de la păstorii lor. V-ați întâlnit și cu siguranță nu există cineva care să le îndeplinească, să-i mulțumească pe toți. Vreau să ne uităm puțin și în partea cealaltă. Vreau în seara aceasta, pe lângă propunere, ideile, să spunem așa, modul în care vedeți dumneavoastră că ne putem, să spunem, relansa, propăși, face, da tot ce mai bun din noi, haideți să vorbim puțin la nivel individual și apoi la nivel de credincios. Care sunt și așteptările dumneavoastră la nivelul credincioșilor? Pentru că, de obicei, se așteaptă ca păstorul să fie și dirijor de cor, și omul la rugăciune, și ușier, și șofer, și păstor. Iar slujirea este aruncată asupra dumneavoastră, iar relaxul, dacă se poate, să se relaxeze, să stea cât mai puțin și cât mai confortabil. Haideți să vedem ce se poate face la nivel de conducere, de lider, de păstori, dar foarte important vreau să spuneți ce poate face credinciosul de rând. Omul care poate n-a fost niciodată implicat în ceva, omul care s-a mulțumit doar să asculte, să se beneficieze și să se mulțumească cu puțin. Și când nu i-a convenit câteodată să uite așa în alte staule, pe internet, să ia o învățătură de la X, de la Y, știu eu, și să creadă că într-adevăr este pe calea Domnului. Vă rog frumos! Cred că dacă ne întoarcem în urmă la lucrurile pe care le-au făcut credincioșii baptiști de la începutul lor în țara asta, realizăm câteva lucruri deosebit de importante. Aș evidenția câteva dintre ele. Prima este o viață temeinică, susținută de rugăciune și post. În perioade ca acestea în care vedem că numărul populației și categoric numărul credincioșilor baptiști este în scădere, fiecare dintre noi, apoi ca și biserici, ca și comunități sau ca și uniune, putem să venim înaintea lui Dumnezeu și să mijlocim, să motivăm oamenii să se adune la rugăciune și la post. Rugăciunea și postul, cum spunea Domnul Iisus Hristos, aduce o viață duhovnicească, aduce o putere din Dumnezeu în viața credinciosului. Dintr-o dată îl ajută pe omul mântuit să înțeleagă care este voia lui Dumnezeu, care sunt planurile lui Dumnezeu, care sunt luptele lui Dumnezeu. Și în moment ca acesta începe să apară și o relație între credincioși. Nu mai este păstorul izolat, nu mai este păstorul, el e un om special, da, cred că păstorul este un om special cu dar, cu o chemare specială din partea lui Dumnezeu, dar chemarea unui păstor este să se întoarcă spre turmă și să implice întreaga turmă de credincioși în lupta aceasta spirituală. Puntea de legătură între toți credincioșii din bisericile noastre se realizează prin post și prin rugăciune. Apoi, evangelizare și misiune. Evangelizare, și când spuneam de evangelizare, cu precădere vorbesc de evangelizarea personală. Am început împreună cu mai mulți colegi să privim în cadrul comunității noastre la diferitele biserici baptiste care au crescut în ultimii ani și să vedem care sunt caracteristicile, fie că a fost la sat, fie că a fost la comună, fie că a fost într-un oraș, să vedem care sunt lucrurile care le regăsim la mai multe biserici. Și să formăm o strategie împreună. Să încercăm să rugăm bisericile mai mari, care au mai mulți credincioși, poate unii dintre ei chiar proveniți din bisericile mai mici, să se reîntoarcă spre bisericile mici și să le ajute. Să-i ajute în evangelizare, să-i ajute duminica în susținerea serviciilor de închinare, să fie altfel, să fie o altă viață. Apoi, echiparea fiecărui credincios. Eu cred în slujirea pastorală și cred că fiecare pastor trebuie să aibă o pregătire cât mai aleasă. De aceea, dacă vă uitați în biserica din Jibou, în perioada asta avem cel puțin 8 păstori, 8 tineri care s-au pregătit pentru lucrarea lui Dumnezeu, s-au dus la seminarii, s-au pregătit și au ajuns să-L slujească pe Dumnezeu. Dar, în același timp, cred că lucrarea într-o biserică trebuie să ajungă la nivelul fiecărui credincios, în dreptul lui, fiecare să fie implicat în lucrarea de slujire. Într-un fel sau altul, într-un domeniu sau celălalt, fiecare dintre noi ar trebui să ne găsim locul, să înțelegem chemarea și să ne descoperim darul pe care îl avem. De aceea, cred că echiparea fiecărui credincios, de exemplu, să cunoască Sfânta Scriptură, să poată să-și apere credința, să poată să împărtășească unui om
cuvântul lui Dumnezeu în vederea mântuirii lui, să aibă suficiente cunoștințe biblice încât să spună, uite, asta scrie în Scriptură, asta nu scrie în Scriptură, asta provine din tradiția și obiceiurile oamenilor, asta provine din, izvorăște din cuvântul lui Dumnezeu. Și aș mai spune încă un lucru care nu cred că e lipsit de valoare, deși l-am așezat ultimul. Avem oportunitatea în țara noastră să predăm ore de religie. Când ne gândim la un copil pe care îl putem avea 8 ani, 9 ani, 12 ani, dacă avem și licee în zona noastră, îl putem avea cel puțin o oră pe săptămână. Faptul că un pastor sau o biserică este implicată în susținerea orei de religie în școala publică din localitate poate aduce deosebit de mari beneficii pentru comunitate, pentru școală și pentru biserică. Pentru că biserica întotdeauna lucrează într-un parteneriat cu conducerea școlii, cu școala respectivă și de aici pot să decurgă foarte multe binecuvântări, așa cum spunea fratele Mihai, la nivel de națiune, dar și la nivel de școală locală. Apoi noi putem așeza sămânța cea bună, sămânța cuvântului lui Dumnezeu în inima unui copil, în inima unui adolescent sau în inima unui copil. Nu va duce roadă sămânța aceea poate în toamna anului acestuia, poate nici anul viitor, dar cu siguranță cuvântul așezat din partea lui Dumnezeu în inima unui copil va veni vremea în care va aduce roadă. Sunt doar câteva lucruri la care m-am gândit ca fiind lucruri care ar trebui să le accentuăm în decada în care Dumnezeu ne-a așezat pe noi și suntem slujitorii Lui. Toate lucrurile acestea, așa cum vă spuneam, le-am pus în practică în ultimii 4 ani, aproape 5 ani, nu numai în biserica din Jibou sau în zona orașului Jibou, ci și la nivel de comunitate baptistă de Cluj. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru rezultatele deosebit de bune. În ultimii 4 ani chiar și comunitatea baptistă de Cluj a continuat să crească și suntem recunoscători lui Dumnezeu pentru lucrul acesta. Glorie Domnului! Vă rog! Mulțumesc! Mulțumesc, frate Mihai! Așa cum specificam mai înainte, e nevoie de o revitalizare la nivelul bisericilor noastre. După crizele prin care am trecut, este nevoie de o revitalizare și credem că noi, cei care suntem păstori în biserici mai mari, avem o responsabilitate față de bisericile mici. Unul din principiile bisericii noastre este cel mare să ajute pe cel mic. Și este chiar la nivel de comunitate imaginea aceasta a bisericilor care au resurse și care pot ajuta bisericile mai mici. Am întâlnit la adunarea generală a comunității un coleg care mi-a zis: mi-aș fi dorit să fac evanghelizare în satele mele pe care le slujesc, dar resursele sunt așa de mici, e așa de scump să faci evanghelizare și nu ne permitem lucrul acesta. Și atunci am spus fraților, anunțați-ne că vreți să faceți evanghelizare. Între noi, în slujitorii comunității, cu siguranță vom găsi 5-7 dintre noi care suntem dispuși să venim fără niciun fel de costuri, vom găsi slujitori care să conducă programul de închinare și cu siguranță vom putea face evanghelizări fără costuri mari pentru biserica gazdă. De ce? Pentru că e datoria celui mare să ajute pe cel mic. Apoi, în Reșița, poate că e o excepție, sper să nu fie o excepție, faptul că cele 3 biserici baptiste, cei 4 slujitori, păstori baptiști, ce suntem în Reșița, avem o relație extraordinar de bună. Slujim foarte mult împreună, avem timp de părtășie slujitorii între noi și facem evenimente la nivel de oraș, la nivel de localitate, împreună. La noi nu există concurență. Nu contează faptul că o biserică are o inițiativă și nu vine de la mine inițiativa. Nu contează cine vine cu inițiativa. Important este să slujim împreună și facem lucrul acesta în biserici, facem lucrul acesta la nivel de oraș. În fiecare an de Crăciun avem un eveniment comun pe care îl facem, cea de-a doua seară de Crăciun, o petrecem în oraș împreună cu cele 3 coruri reunite ale Bisericilor Baptiste, cu un mesaj al uneia dintre noi și acesta este un semn de unitate la nivelul nostru pentru credincioșii noștri și în același timp o bună mărturie pentru cei de afară. Faptul că trăim în unitate și nu rivalizăm unii cu ceilalți ne ajută foarte mult și cred că a privi lucrurile în perspectiva aceasta,
că noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, iar între noi suntem colegi de slujire și frați puși să tragem în același jug al lucrării lui Hristos. Cred că este o optică care ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Noi nu rivalizăm unii cu ceilalți, ci învățăm unii de la ceilalți. De asemenea, pe lângă spiritul acesta de unitate care trebuie să guverneze, care trebuie să caracterizeze lucrarea lui Dumnezeu în cultul nostru, în bisericile baptiste, cred că noi, slujitorii lui Dumnezeu, avem nevoie de a identifica mai mult potențial slujitor. Suntem într-o criză de slujitori la nivel de țară, de oameni care să fie dedicați păstoririi bisericilor. Și e nevoie de a identifica tineri, poate mai puțin tineri, care sunt gata să intre în ocolul Evangheliei full-time. Așa cum spuneam, noi suntem o biserică care exportăm slujitori și în fiecare duminică sunt slujitori care pleacă din mijlocul nostru să slujească cu cuvântul în bisericile din jurul Reșiței. Vă mărturisesc, uneori poate e frustrant. Aș dori să-i văd acolo, la închinare, aș dori să fie și ei cu familiile lor împreună cu noi la părtășie, dar mă încurajează faptul că îi știu pe frați în ogorul Evangheliei. Știu că fac o mare bucurie unei biserici unde poate sunt 10 sau 20 de frați care se adună acolo pentru părtășie și pentru a se închina înaintea lui Dumnezeu. Apoi, din cealaltă perspectivă, e foarte interesant, frate Cătălin, că ați spus și perspectiva aceasta, ce așteptăm noi ca și slujitori al lui Dumnezeu de la oamenii cu care suntem chemați să slujim împreună, de la membrii bisericilor noastre. În primul rând, societatea s-a schimbat, e adevărat, noi ne-am schimbat, poate am devenit mai comozi, mai selectivi cu serviciile divine. Cred că primul lucru pe care îl așteptăm de la membrii bisericilor noastre este să fie prezenți la fiecare serviciu divin. Să nu le mai selecteze. Să nu le selecteze în funcție de formația bisericii, cea care conduce închinarea. Să nu mai selecteze în funcție de fratele care ține studiu biblic sau de vorbitorul din ziua aceea, de păstorul care predică, ci la fiecare serviciu divin. Fie că este peste săptămână sau fie că e în ziua Domnului, duminica, să-i întâlnim pe frații noștri la părtășie. Este important lucrul acesta. Apoi, am crește foarte mult dacă fiecare membru al bisericii și-ar pune întrebarea care-i darul cu care Dumnezeu m-a înzestrat și cu ce pot eu să fiu de folos trupului în care El m-a așezat. Poate este, nu e un dar de predicare, poate nu e un dar de cântare, poate e un dar administrativ, poate este un dar care are de-a face cu ajutorarea. Important este ca fiecare mădular să se simtă parte a trupului și să fie conștient că vine la casa lui Dumnezeu, la părtășie frățească, ca să ofere, nu ca să primească. Nu să se aștepte să primească, ci să vină pregătit ca să dea. Și în cel de-al treilea rând, cred că de la membrii bisericii pe care o păstoresc, îmi doresc ca ei să aibă o mai mare părtășie reală, o părtășie reală. De ce spun asta? Pentru că spunea cineva, cu o mulțime te poți închina, dar nu poți să ai părtășie cu ea. Părtășie înseamnă ca să fii gata să împărtășești, să fii gata să-ți deschizi inima, să îl cunoști pe cel de lângă tine și problemele lui, frământările lui și de asemenea în felul acesta să poți să fii o binecuvântare și în momente grele să poți să fii ajutor. O părtășie reală înseamnă să-l cunoști pe fratele, pe sora lângă care stai în biserică, frustrările, nemulțumirile, dar și speranțele și bucuriile lui și să fii parte cu darul pe care Dumnezeu ți l-a dat acelei comunități. Noi încercăm, în ultima perioadă, încercăm să avem întâlniri speciale pentru surori mai multe și mai concrete. Încercăm în ultima perioadă să-i adunăm mai mult pe tineri, să stea mai mult în părtășie unii cu ceilalți și chiar am profitat de conferința pentru tineret care a avut loc la Oradea în luna aprilie pentru a-i ține împreună, a-i duce împreună într-un context în care sunt provocați la a se apropia de Dumnezeu și unii de ceilalți. De asemenea, avem întâlniri speciale pentru copii, evenimente speciale pe lângă întâlnirile de duminică. Și acolo, la întâlnirile acestea, vin colegii lor, împreună cu ei. Și în felul acesta avem oportunitatea nu numai de părtășie, ci avem oportunitatea de mărturisire. Este un context în care ne dorim, ne așteptăm
ca să slujim nu noi păstorii, ci să slujim ca și echipă, împreună cu slujitorii din biserici, comitetele bisericilor și cu fiecare modular. Și în felul acesta biserica va fi revitalizată. Și în felul acesta mărturia noastră în comunitate credem că va fi una puternică. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Ce-aș aștepta eu de la fiecare membru din bisericile în care slujesc este să fie acolo unde Dumnezeu vrea să fie și împreună să fim în unitate. Ce-mi doresc pentru orice structură de conducere, fie că vorbim de executivul Uniunii, de Consiliul Uniunii, de bisericile care formează Uniunea Baptistă, este să fim în unitate. Și tot ce facem, să facem în unitate. Pentru că în unitate este putere, în unitate este eficiență. Și în unitate cred că ne putem bucura împreună de binecuvântarea lui Dumnezeu. În unitate ar trebui să facem ceea ce poate să însemne o binecuvântare pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Cea mai mare nevoie în bisericile în care formează Uniunea Baptistă este nevoia de trezire spirituală. Nevoia în care Dumnezeu să se manifeste prin puterea Duhului Sfânt, în lumina Cuvântului Dumnezeu. Și atât în zidirea bisericii, cât și în creșterea ei numerică. Societatea românească are nevoie de Dumnezeu, de acea iluminare a Duhului Sfânt prin Cuvântul lui Dumnezeu. Tot de la ultimul recensământ am văzut că a crescut foarte mult numărul oamenilor care nu mai cred în existența lui Dumnezeu. Nu mai cred în Dumnezeu. E nevoie de o trezire spirituală. Am mai spus-o și într-un alt context. Eram copil când tata mă lua de mână și mă ducea în Oradea, la biserică, și în vremea aceea păstorul bisericii era fratele Liviu Ola. Cu câteva ore, două ore înainte de deschiderea ușii, în fața ușii bisericii erau sute de oameni. După o oră nu mai găseai loc în bancă, iar după jumătate de oră nu mai găseai loc pe intervale. Mi-a rămas așa în minte setată imaginea aceea și am stat și m-am gândit ce a stat la baza acelei treziri spirituale. O trezire spirituală care a ținut biserica în clocot, dragostea dintâi. Și a făcut ca Împărția Lui Dumnezeu să lărgească prin biserică într-un mod extraordinar, pentru că de atunci când rămân botezurile care le-am avut de 160 și care cred că numărul n-a fost depășit în cultul baptist din România. A stat la bază postul și rugăciunea. Fratele Liviu era un om care era ancorat și promova postul și rugăciunea. Pocăința pocăiților. A predicat cuvântul lui Dumnezeu. Acuratețea cuvântului Dumnezeu. Și că astea sunt lucrurile care, dacă le punem la temelia unei lucrări, Dumnezeu dă binecuvântare peste acea lucrare. Ca și biserica din satul mare, cred că de aproape 15 ani, în fiecare an începem un lanț de post și rugăciune, undeva din luna noiembrie și îl ducem până la Paști. Și în fiecare zi avem un grup de câteva familii în post pe teme săptămânale. Înainte de pandemie aveam grupuri de rugăciune, tot de la Oradea le-am învățat. Pe cartiere, grupuri de rugăciune, cred că aveam 4 sau chiar 5 grupuri în oraș. Pe lângă programele bisericii, de peste săptămână sau de duminică, fiecare grup ne întâlneam pentru rugăciune și studierea Scripturii. Și cred că asta a stat la baza creșterii bisericii și la baza apropierii bisericii de Dumnezeu. Cred că este nevoie de evanghelizare și, în primul rând, cred că trebuie să o facem prin viață. Credincioșii baptiști să fim lumină și sare, uitându-se oamenii la noi să vadă care sunt standardele unei vieți de creștin autentic, unei vieți de creștin adevărat. Și cred că cea mai bună evanghelizare este modul de viață pe care îl trăim, în familie, în societate, la locul de muncă sau la școală. Și apoi este și mărturia verbală. Trebuie să ne fie rușine de crezul nostru, de Mântuitorul nostru, și să dăm socoteală oricând este nevoie despre credința noastră și despre Dumnezeul nostru. Și cred că prin post, prin rugăciune, printr-o viață trăită în
cuvânt, lumina în voia lui Dumnezeu și e ancorată în cuvântul lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu ne poate face o binecuvântare pentru cei din jurul nostru și cred că va fi nădejde pentru localitățile, orașele în care slujim și cred că prin biserici Dumnezeu poate cerceta o națiune întreagă. Amin. Așa să fie, așa să se întâmple, așa să dea Domnul să se ducă, să spunem, îndemnul acesta în toate bisericele, la toți credincioșii și Dumnezeu să aducă propășire în România. Stimați frați, iubiți frați, vă mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care am avut-o. A fost, e o încurajare, să știți. Și doresc să vă încurajez și eu în slujirea pe care o aveți. Și de asemenea să vă confirm că în același gând sunt și eu și am mai discutat și cu alții. Există speranță, există nădejde. Încă suntem în viață, încă Dumnezeu ne oferă har, așa că împreună noi, cei care suntem în față, împreună cu liderii noștri, împreună cu toți credincioșii, să punem umărul și să ducem Evanghelia așa cum Dumnezeu ne-a cerut-o. Înainte de a încheia această frumoasă emisiune, pe care aș vrea să, cu ajutorul Domnului, să o continuăm cu altă ocazie, cred că de-abia ne-am obișnuit unii cu alții și cred că mai avem multe de spus împreună, cel puțin dumneavoastră, m-ați bucurat în seara aceasta, m-ați încurajat și cu siguranță și cei care ne urmăresc sunt încurajați. Aș vrea să încheiem cu o concluzie, cu un gând, cu un îndemn absolut, ce vă pune Dumnezeu pe inimă astfel încât să spunem fiecare dintre cei care urmăresc emisiunea aceasta să simtă, să spunem așa, încă un îndemn din partea Duhului Sfânt, încă un imbold, încă un, pentru a face, nu altceva, un pas înainte. De a sta aproape de Domnul și te pune, să spunem noi, cum spunem, în primul rând, umărul la revitalizarea aceasta, la renașterea aceasta de care cu toții avem nevoie. Vă rog, cum doriți, un cuvânt așa de concluzie, de încheiere din partea lui Dumnezeu. Aș vrea să, ținând cont că suntem în săptămâna mare, aș vrea să urez tuturor celor care urmăresc emisiunea sau vor urmări emisiunea sărbători binecuvântate, un Paște fericit. Dar ca să fie sărbători binecuvântate, este nevoie de prezența Domnului Iisus Hristos. Prezența Lui aduce bucurie, aduce binecuvântare. El este Cel care poate să schimbe viețile. Dacă ne uităm la oamenii care l-au întâlnit, ucenicii care l-au întâlnit după ce a înviat, vedem schimbarea din viețile lor. Dacă vrem să fie vieți schimbate în biserici, în familii, este nevoie de prezența Domnului Iisus și mă rog ca El să fie prezent în viață, El să fie prezent în fiecare familie, El să fie prezent în fiecare biserică. El când vine, aduce binecuvântări, binecuvântări care răspund nevoilor din viețile oamenilor. Ucenicii erau la oaltă. Și nevoia care aveau în vremurile acelea de persecuție era de pace. Și când Domnul Iisus vine în părtășia lor, le spune pace vouă. Mă rog ca El să fie prezent, El să binecuvinteze fiecare viață, fiecare familie, fiecare biserică. El să binecuvinteze România. Și din toată inima vă spun, Hristos a înviat. Amin. Mă rog. În Evanghelia după Luca, în capitolul 24, Domnul Iisus Hristos spune și să se propovădească tuturor neamurilor în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor. Voi sunteți martori acestor lucruri, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Mă rog ca în sărbătorile acestea Dumnezeu să ne îmbrace pe fiecare dintre noi în puterea Duhului Sfânt și să ne ajute să prezentăm oamenilor cele două lucruri majore, pocăința și iertarea păcatelor. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu această înțelepciune, cu acest curaj și cu această putere de a fi preocupați de mântuirea oamenilor și în aceste sărbători. Și Hristosul, Cel care a biruit moartea, să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Amin. Așa cum am început discuția aceasta, emisiunea aceasta, ultimii ani au fost vremuri grele. Pentru biserică, pentru societate în general. Mulți dintre noi poate au fost descurajați, dezamăgiți. Mulți dintre frații noștri încă poate se confruntă cu dezamăgire și descurajare.
Aș vrea tuturor acestora să le aduc aminte că Iisus Hristos este viu. Hristos a înviat și Hristos continuă să fie viu. El este același. Ieri, azi și în veci, El nu se schimbă, are aceeași putere. Putere de a revigora, putere de a întări, putere de a duce lucrarea mai departe, putere de a mărturisi. E o oportunitate extraordinară sărbătoarea aceasta. Pentru noi, pentru biserică, să mergem în afara zidurilor și să ducem această veste bună într-o lume în care auzim în fiecare zi numai vești rele. Oportunitate pe care sper eu, noi baptiștii din România, nu o vom rata anul acesta. Și Dumnezeu să ne ajute să avem sărbători binecuvântate, mărturisind fiecare dintre noi pe Domnul Iisus Hristos, mărturisind ceea ce El a făcut în viețile noastre, mărturisind puterea pe care o are de a transforma, de a schimba viața fiecăruia dintre noi. Și credem că vremurile ce vin vor fi vremuri de înviorare, vremuri de binecuvântare, vremuri în care vom avea din nou oportunitatea să vestim Evanghelia, iar cei din jurul nostru să asculte și să primească cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Amin. Amin. Iubiți frați, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră, vă mulțumesc pentru bucuria pe care ați adus-o în seara aceasta prin cuvintele pe care Dumnezeu vi le-a pus în gura dumneavoastră. Vă mulțumim că ne-ați încurajat și de asemenea și noi de aici și eu personal împreună cu echipa vă mulțumim și vă dorim, să sperăm, o sărbătoare a Învierii cu bucurie, sănătate și Dumnezeu să vă dea putere și tot ce aveți nevoie ca să duceți chemarea aceasta așa cum Dumnezeu v-a dat-o, chemarea de a sluji, de a duce mai departe Evanghelia. Și nu uitați că suntem aici cu mare drag, vă mai aștept și la o altă emisiune. A fost o bucurie să stăm împreună de vorbă. În această formulă putem să facem și o altă emisiune și alte emisiune. Sunt atât de multe lucruri de discutat. Cu drag suntem la dispoziție și ne dorim ca Evanghelia într-adevăr să triumfe și împreună să fim de ajutor, de folos lui Dumnezeu și, bineînțeles, fraților noștri, astfel cât în interiorul bisericii și în afara ei să fim ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să fim, o mărturie. Fiți binecuvântați, vă mulțumesc foarte mult și vă zicem și noi, Hristos a înviat. Adevărat că a înviat. Stimați prieteni și dumneavoastră, vă mulțumim în seara aceasta pentru prezența în fața micilor ecrane, vă salutăm și vă mulțumim pentru faptul că ne-ați venit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!